Un băiețel din Israel a venit pe lume pe data de 22 februarie 2022 la ora 2:22, a anunțat miercuri Spitalul Rambam din Haifa. Băiețelul din nordul țării s-a născut prin operație de cezariană programată și este al doilea copil al părinților Lian și Ram Cohen. Am sunat să programez operația de cezariană și mi-au sugerat această dată, a afirmat mama băiețelului. Ea ar fi trebuit să intre în sala de operație la ora 10 dimineața. Mama a afirmat că a fost fantastic să vadă afișajul digital pe perete cu ora și data. Chiar și temperatura din cameră era de 22 de grade, a mai spus mama. Combinația specială de numere a devenit parte din povestea nașterii. Este rar, este o nebunie. Avem o poveste a nașterii specială și un copil special, a adăugat mama băiețelului. Data de 22.02.2022 a avut o semnătate aparte, fiind un palindrom. Asta înseamnă că este fix la fel citit de la stânga la dreapta și invers. Nu a fost doar o dată spectaculoasă matematic vorbind, ci și din punct de vedere numerologic. Astrologii mărturisesc că cei care și-au pus o dorință în seara de 22 februarie la ora 22:22 au șanse mari să li se îndeplinească.